Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 23. Preasfinția voastră, mult îndurerată familie, preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Multe sunt motivele pentru care ne aflăm acum la căpătâiul Părintelui Protopop Teofil Elinean. Am venit să-i cinstim personalitatea acum când a plecat în eternitate. Am venit ca, prin slabele noastre cuvinte, să-i mângâiem pe cei întristați. Cuvintele noastre sunt slabe, dar cuvântul Domnului Iisus Hristos este puternic. Și El, într-o împrejurare ca aceasta, când murise Lazar, Martei și Mariei le-a spus: amin, amin, zic vouă, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi, și cel ce trăiește, crezând în mine, nu mai moare niciodată. Și apoi suntem prezenți aici să medităm la cea mai frumoasă, dar și cu cea mai mare responsabilitate, misiune de pe pământ, misiunea preoțească. Noi credem că acum, când ea s-a încheiat pentru Părintele Teofil, bunul nostru stăpân, arhiereul cel veșnic, îl va primi cu aceste cuvinte: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. O viață de om, virtuțile unui om care s-a pus în slujba lui Dumnezeu, nu pot fi rezumate la o slujbă de mormântare. Puținele lucruri scoase în evidență de noi sunt doar o expresie a dragostei pe care i-o purtăm. În orice caz, am putea rezuma în trei această pleiadă de calități ce l-au împodobit pe Părintele Protopop Teofil Elinean. Pe de-o parte, viața de preot credincios, dedicat lui Dumnezeu. Pe de altă parte, o cultură temeinică, teologică și laică. Pe altă parte, știu preoții pe care i-a avut în protopopia. Pe de altă parte, o experiență pastorală deosebită. Pentru că ne și punem întrebarea acum, când acești oameni special pleacă în eternitate, dacă în lumea în care trăim noi mai rămân oameni cu o asemenea experiență. Și pe toate acestea, El și le-a pus în lucrare și atunci când a fost vorba de viața duhovnicească și atunci când a fost vorba de viața administrativă a bisericii. De aceea, pe bună dreptate, oficiind aici slujba înmormântării preotului, ne-am adus aminte de acestea. Părintele care a citit a doua rugăciune din slujbă zice așa: precum l-ai pus pe dânsul pe pământ slujitor în biserică, așa îl arată și în altarul tău cel ceresc, Doamne.
De vreme ce l-ai împodobit pe acesta între oameni cu vrednicie duhovnicească, primește-l neosilvit și în mărirea ta, cea hrăzită îngerii. Tu ai preamărit viața lui pe pământ și ieșirea vieții lui, fă-o ca o intrare între drepții tăi cei sfinți și numără sufletului cu toți cei ce din viața au bineplăcuție. Ieșirea lui din viața aceasta, chiar dacă aduce tristețe, a fost solemnă, a fost sărbătorească. Și cu solemnitatea ei, slujba de astăzi s-a apropiat de slujba Paștilor, mai mult decât de slujba mormântării. Toate acestea, până când ne mutăm și noi în eternitate, sau până când Domnul Iisus Hristos vine a doua oară și vor învia pe morții, toate acestea, ca oameni, constatăm că aduce moartea și tristețea ei. De aceea, tot într-o cântare, ce s-a cântat acum, la la mormântarea părintelui Teofil. Tot într-o cântare zicem așa, de vreme ce tot mergem la același lăcaș și după aceeași piatră vom intra și peste puțin vom fi pulbere. Celui a dormit să-i cerem de la Hristos o dignă? Că-și viața noastră, fraților, este pe pământ ca o jucărie. Ceea ce n-am fost ne facem și din ceea ce suntem ne stricăm. Visne stătători suntem. Suflare care n-are putere, zbor de pasăre călătoare, corabie pe mare care nu lasă urmă. Pentru aceasta să stricăm către Împăratul cel fără de moarte. Doamne, învrednicește-L de fericirea Ta cea nesfârșită pe Părintele Teofil. Și am zis că dacă medităm la multele virtuți pe care le-a dat Dumnezeu și de care s-a folosit în legătura lui cu credincioșii, măcar pe patru le-am putea sublinia pentru că le-a pus în lucrare din plin. Întâi de toate, i-a primit pe toți. Bătrâni și tineri, titrați și mai puțin cultivați, practicați și mai puțin practicați, i-a primit pe toți cu aceeași receptivitate. Apoi după ce i-a primit toți, i-a iubit pe toți. I-a mângâiat pe toți. Pentru că necazurile din viața aceasta sunt multe. Și ele toate ajung la Părintele Duhovnic. După aceea, în al treilea rând, s-a rugat pentru tot. Pentru că în fața Sfântului Altar, preotul mijlocește pentru toți credincioșii săi. Și apoi, în al patrulea rând, le-a purtat sarcinile tuturor. Și multe sunt aceste sarcini. Și a încercat să le facă povara mai ușoară creștinilor lui. Și pe lângă aceasta am zis, el a fost și om de administrație. Pentru că viața bisericii să meargă bine înainte, e nevoie și de administrație. Toate acestea s-au îngemânat în persoana și în personalitatea Părintelui Teofil. Și era o plăcere deosebită să stai cu dânsul de vorbă și îți depăna din experiența vieții multe lucruri care sunt foarte folositoare. Acum, dacă ar fi vorba să subliniem un amănunt, un amănunt legat de nostalgia pe care o sumedenie dintre noi cei prezenți o avem, este și acela că Unchiul Părintele Teofil, pe mulți dintre noi, ne-a hirotonit. Acum Părintele Teofil merge la Cel pe care l-a slujit. Însă lasă gâră de lumină în urma dânsului și, repet, trece
Mântuirea Lui în cealaltă lume a fost demnă, a fost solemnă. Dacă anul trecut l-am sărbătorit la 75 de ani, nădăjduiam că încă mult vom mai fi cu Dânsul, dar judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile noastre. Dumnezeu a socotit ca acum să-L mute în lumea celor vechi. De aceea, închei cu ceea ce am început. Suntem prezenți aceia. Să-mi omagiem viața unui om care azi, care a trăit pentru Hristos și pentru Biserica Lui, suntem prezenți atunci în mângâieri și în mărbătare celor îndurerați. Mângâierea este cea din Scripturi, nu mai repete, dar și o altă mângâiere. Pot avea mângâierea că am avut un tată bun și cu minte, care din eternitate rămâne prezent cu ei. Și apoi am zis că suntem prezenți aici să ne rugăm pentru sufletul lui. Dumnezeu să-i facă parte de oricine cu trepte, iar noi să ne dea putere ca anii câți mai avem să-i trăim după voia lui Hristos și când va veni timpul ne adăugăm și noi mulțimii cele nesfârșite din cer pe care a văzut-o Sfântul Ioan Prologul, din toate neamurile, din toate limbile și din toate semințiile de sub soare. Dumnezeu să-L odihnească. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfințite Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, preasfințite Părinte Episcop Petroniu al Sălașului, îndoliată familie, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși. Părintele Protopop Teofil Helineanu, pentru odihna sufletului căruia ne-am rugat acum în rânduiala provodului, s-a născut în urmă cu aproape 76 de ani. Mai precis pe data de 17 iulie 1939, în Deș, ca primul copil al familiei Ana și Vasile Helineanu din Lușeni, județul Bistrița Năsăud. La absolvirea Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, în iunie 1962, vreme de 3 ani a fost angajatul centrului eparhial. După căsătoria cu tânăra și frumoasa profesoară Mărioara Nedelea din Beclean și hirotonirea întru diacon și preot, în 27, respectiv 28 noiembrie 1965, a fost numit cu data de 1 ianuarie 1966 preot paroh la parohia Dej 3, parohie nou înființată din două cartiere mărginașe, Valea Codorului și Viile Dejului, foste filii ale celor două parohii din Dej. Vreme de 9 ani, cu râvna și entuziasmul tinereții, cu răbdare, cu dăruire și dragoste pentru preoție și pentru credincioșii încredințați spre păstorire, a desfășurat o consistentă activitate pastoral-misionară de formare a celor două mici comunități ca parohie unitară, precum și o rodnică activitate administrativ-gospodărească. În Valea Codorului s-a terminat de construit biserica parohială, s-a pictat și s-a înzestrat cu toate cele necesare și a fost sfințită în ziua de 17 octombrie 1971 de către vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Teofil Helineanu. În Viile Dejului s-a cumpărat o casă în care s-a amenajat o capelă cu toate cele necesare pentru oficierea Sfintelor Slujbe
și care a fost cel dintâi altar al comunității ortodoxe din acest cartier, în care s-a slujit până în anul 1991. Tot în vremea păstoririi lui s-a cumpărat și terenul pe care s-a amplasat actuala biserică parohială din Viile Dejului. Cea de-a doua etapă a preoției și ultima a desfășurat-o la parohia Dej 1, la care a fost transferat începând cu data de 1 mai 1975. Timp de 40 de ani s-a dăruit preoției și credincioșilor din municipiul Dej cu toată ființa lui. Face parte din categoria preoților pentru care preoția și îndatorirea preoțească a fost mai presus de toate. Credincioșii, dar și preoții din protopopiatul Dej au putut constata acest adevăr. Începând cu data de 1 martie 1978, a fost promovat în responsabilitatea de protopop al protopopiatului Dej, urmându-i în funcție venerabilului protopop Dumitru Purdea, retras la pensie. În cei aproape 37 de ani de protopopiat, mai precis până la 31 decembrie 2014, când s-a retras din funcția de protopop, a desfășurat o pilduitoare activitate administrativ-gospodărească de îndrumare și control, amprentată nu numai de respectarea legilor și regulamentelor administrației bisericești, ci și de foarte multă omenie, frățietate, răbdare și stăruință în a ajuta și îndrepta, după caz. Pe preoții din aria protopopiatului nu i-a considerat și nu i-a tratat niciodată ca subaltern, ci colegi de slujire preoțească, mai în vârstă sau mai tineri. De aceea a avut mereu deschisă nu numai ușa biroului sau a locuinței, ci și pe cea a sufletului. Cunoștea în amănunt fiecare parohie și filie, pe fiecare preot și familia lui, cu bucuriile și necazurile fiecăruia. Îi păsa de greutățile tuturor și era fericit pentru realizările lor, fie personale, fie parohiale. În relația lui cu administrația centrului eparhial, a cultivat prietenia, colegialitatea și respectul pentru fiecare în parte, precum și răspunderea promptă, completă și corectă la toate solicitările de serviciu. Față de chiriarhul său, toată viața lui a avut nu numai atitudinea respectuoasă cuvenită întâi stătătorului eparhiei, ci și afecțiune duhovnicească și prețuire sinceră. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora, a fost prețuit, respectat și iubit de preoți, de credincioși, de autoritățile bisericești și civile și nu, în ultimul rând, de chiriarhul său. De aceea s-a și învrednicit de toate distințiile bisericești pe care le poate primi un preot de mir. Iconom în 1971, Iconom Stavrofor în 1982 și Crucea Patriarhală în 1995. În îndelungata sa activitate preoțească și protopopiască, Părintele Teofil a fost ajutat, susținut și adeseori înțelept, sfătuit de preoteasa Mărioara Herimeanu, pe care în urmă cu 11 ani, în ziua de 14 februarie, tot într-o sâmbătă și tot de aici, din fața acestui sfânt altar, o conduceam pe ultimul ei drum. Acum,
îl așteaptă sus în deal, în popasul lor, pe calea spre veșnicie. Vor face restul drumului împreună. Cei 48 de ani de activitate ai Părintelui Teofil Herimianu lasă pagini luminoase în istoria parohiei Dej 1 și a protopopiatului Dej. În plan parohial rămâne o biserică transformată într-o adevărată catedrală a Dejului prin lucrările de extindere, prin pictură și dotări. O monografie a bisericii tipărită în editura Renașterea în anul 2002 și o frumoasă comunitate parohială de credincioși buni și vrednici și atașați bisericii, lăsați de acum în grija parohului lor, Părintele Gavril Chirilă. În plan protopopesc rămâne un protopopiat cu 53 de parohii, bine structurat și organizat, cu un sediu nou și modern, construit și dotat cu toate cele necesare și mai ales cu preoți merituoși și cu un protopop nou și tânăr în persoana Părintelui Ioan Buftea, rânduit de curând de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit. Mai lasă și o monografie a protopopiatului, alcătuită împreună cu profesorul Augustin Pădurean și tipărită în editura Renașterea în anul 2010. În plan familial rămân alte două pagini luminoase, adică cei doi fii, Lucian cu soția Dana și fiul lor Mihai și Teofil, preotul, cu soția Amalia și copiilor Ana și David. Pentru toate cele pe care le-am spus, cred cu tărie că Părintele Protopop Teofil poate repeta spusele Sfântului Apostol Pavel. Lupta cea bună am luptat, călătoria mi-am împlinit-o, credința am păzit-o. De acum mi s-a gătit cununa dreptății pe care, în ziua aceea, mi-o va da Domnul, dreptul judecător. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce i-au iubit arătarea. În încheiere, fără îndoială, încreștinesc și binecuvântat rămas bun pentru familie, pentru rudenii, pentru prieteni, pentru preoți și credincioși, și pentru toți cei ce îl însoțim cu rugăciunea pe drumul spre cer, spunând și noi, Tu ai preamărit viața lui pe pământ și ieșirea vieții lui, fă-o ca o intrare între drepții tăi cei sfinți și numără sufletul lui cu toți cei care din viață au bine plăcut ție. Amin. În veci omenirea lui. Domnului să vă Sfinților Tăi ucenici și apostoli, cheile împărăției și puterea de a lega și de lega păcatele oamenilor, ca să fie legate și încercate de dânsii pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și încercate de dânsii pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai îmbrânci și pe noi veniți pe slujitori, să fim moștenitori ai aceluia să fim da și har, ca și noi, de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule Stăpâne, prin noi fericite slujitori, iartă adormitului robului Tău, Teofil, protoievul, orice a greșit ca om în viața ta. Binevoiește ca și bun milor. Ca sufletul lui să se așeze cu Sfinții, care din viața au binecăvântuit.
Iar trupul să te apire cele divite de tine. Binecuvântat și preamăritești în vecii vecilor.